Un bărbat în vârstă de 34 de ani, cu numele Ioan Peteca din județul Alba, a fost dat în urmărire națională după ce a dispărut de la domiciliul său, începând cu data de 20 martie anul curent. În ziua dispariției, acesta l-a anunțat pe fratele său că se va sinucide după ce soția sa l-a părăsit. La data dispariției, Ioan Peteca purta o geacă neagră de fâș, bluși de culoare albastră și pantofi negri. Semnalmentele persoanei dispărute sunt 1,70 m înălțime, constituție atletică, păr negru, tun scurt, față ovală, ochi căprui, nas drept, frunte lată, ureche apropiată și mustață. Persoanele care pot da relații sunt rugate să apeleze numărul de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.